Circulația rutieră a fost îngreunată pe mai multe drumuri din județul Vaslui în urma precipitațiilor abundente din această dupamiază. Au căzut 72 de litri pe metru pătrați în urma avertizării de cod portocaliu de precipitații abundente. Pe DN24 între Sârb și Crazna, lucrătorii ai secției Drumuri Naționale Bârlad au fost nevoiți să intervină cu personal uman și un utilaj dotat cu perie mecanică pentru înlăturarea apei și anamolului de pe carosabil. Probleme au fost și în zona Bârladului pe drumul european 581.